Domnule Ciolacu, v-au mulțumit românii zilele acestea? Eu cred că ar trebui să fiți felicitat. Nu de alta, dar ați adus ceva stabilitate în țara noastră. Pentru 40 de ani. Nu pentru taxe sau prețuri nejustificate. Nu. Ele sunt mari și continuă să crească. Ați adus stabilitate spunându-le românilor că vor mai avea de plătit pentru pensiile speciale încă 40 de ani, cel puțin. Așa scrie în legea pe care ați trecut-o și ați votat-o în Parlament luni. România devine Republica Specialilor, scrie negru pe alb. Măcar acum știu și românii pentru ce vor cotiza în următorii 40 de ani. Știu de dinainte să se angajeze sau înainte să înceapă o afacere din banii lor, câștigați cu greu, că vă vor întreține pe voi și specialii voștri. Iar taxele pe munca lor vor continua să crească. Până și copiii noștri vor plăti pentru pensiile speciale. Este pur și simplu de speriat cum legea de salvare a pensiilor speciale devine primul plan pe termen lung al guvernării Ciucă și Ciolacu. Nu sănătatea, nu educația, ci conservarea privilegiilor. Atât vă preocupă. După voi, potopul. Prin cerințele din PNRR, USR v-a lăsat oportunitatea unui mandat. Să duceți pensiile speciale la groapa de gunoi a istoriei recente. Să recâștigați pentru români cele peste 12 miliarde de lei anual și să-i direcționați către investiții. Ați dat cu piciorul acestei oportunități, dar și celor 1,4 miliarde de euro pe care acum riscăm să-i pierdem din PNRR. Bani care ar fi putut să schimbe fața României. Și pentru ce? Ca prietenul dumneavoastră, domnul Ciucă, să încaseze lunar peste 16.000 de lei din bani nemunciți? Cât de cinic să fiți să vindeți viitorul unei țări pentru Ciucă și alții 200.000 de cetățeni speciali? USR este singurul partid care a votat mereu împotriva pensiilor speciale. Nu putem susține această nedreptate. Banii câștigați de români prin muncă cinstită trebuie folosiți în beneficiul lor, nu al unor privilegiați.